Salut! Bine ați venit acasă la Dacoar! Și eu vă spun bine ați venit! Mă bucur astăzi să am două invitate speciale, pe Alisa și Ana. Sunt cele mai mici prietene ale mele și astăzi vrem să facem împreună o farfurie zburătoare, un frisbee. Este vacanță și avem timp liber și vrem în același timp să crăftuim și apoi să ne jucăm. Să trecem la treabă. Ca să putem face frisbee-ul nostru, avem nevoie de două farfurii din carton. După cum vedeți, ele au câte o gaură în mijloc. Cum am realizat eu gaura asta? Voi știți? Ana, știi cum am făcut eu gaura asta aici? Pentru asta aveți nevoie de părinți să vă ajute, pentru că trebuie tăiat cu un cutter. Chiar pe mijloc aici. Am să vă arăt. Și mergeți roată. Ce ziceți? Ați fi putut voi face asta? Cred că este suficient. Așa trebuie să iasă, după care începem și colorăm, punem blinguri, pompom, floricele, tot ce avem la îndemână. Vă dau câte una deocamdată. Da? Și puteți să începeți să desenați, să pictați. Alisa, tu ți-ai ales acolo o culoare fosforescentă. Ce vrei să faci? Vreau să fac un curcubeu. Curcubeu! Wow, deci va fi multicolor, aș dău. Ana, tu ce colorezi acolo? Ce desenezi? Păi, floricele. Floricele pe câmpii. Pe partea asta ce o să faci? Pe asta tot așa. Tot așa? Alte asta culori sau da, tot culori? Alte culori. Alte culori. Observ că tu lucrezi cu două culori acolo. Două, trei. Da, toată. Câte petale are floarea ta? 5. Yeah! Am reușit să ne facem farfurioarele! Acum trebuie să punem niște apții bilduri, niște blinguri și ce mai avem noi pe aici, da? Am să vă pun să vă alegeți ce vreți voi de aici! Ana, tu ce-ți alegi? Păi o să mergem niște floricele din astea. Sunt apții bildurile? Da, și niște mioare, tot de ridic. Așa. Și... Alisa, hai că pe urmă mai alegi. Eu o să-mi aleg tuturaș. Wow! Și inimioare. Eu mai am inimioare, Ana, dacă vrei și tu. Da. Inimioare și năsturei. Năsturei. Pe lângă ce v-ați ales, vreau să știți că mai aveți aici multe, multe, multe alte blinguri, da? Pe care le puteți folosi. Le folosim împreună, că și eu vreau să-mi decorez, da? Pe lângă eu mai am niște pompom mic, drăgălaș, o să dea foarte bine dacă îl lipim. Bucuroase? Am terminat cu inimioarele. Bravo! Punem deoparte și acum treci la a doua. Fetele sunt prinse în a-și termina farfurile, dar vreau să vă spun că după ce și le decorează, cum își doresc ele, urmează ca cele două farfurii să le lipim între ele. Eu folosesc silicon la cald. Ați putea folosi și silipici, dar eu prefer acum să folosesc silicon la cald. Ce ziceți, fetele? E ușor să faci un frisbee? E ușor? Ce e mai greu așa la el? Să tai cutterul. Oh, dar acolo o să aveți, ați avut ajutor și copiii vor avea ajutor acasă, nu? Da. Și în rest, ce este mai greu așa? E ceva greu, Ana? Nu e. E ușor. Voi ați mai fost acasă la Dacoar? Cum vi se pare aici? Super! Super! Deci chiar vă place! Da. Să vă mai chem? Da! Noi eu zic că o să mai facem un proiect împreună. Fetelor, dacă este vacanță și e cald afară, ce am putea noi să facem la proiectul următor? Un evantai. Vrei un evantai? Da! Un evantai! Facem un evantai. Păi dacă stăm afară, ce ne-ar mai trebui nouă?
Și ceva. Un fruct? O, să și mâncăm niște fructe. Da. Sau facem evantai în formă de fruct? Oh, da! Și mai tare. Și ca să nu ne bată soarele în cap, că e foarte cald, ce vreți să ne mai facem? Ne mai facem? Băscuțe! Băscuțe, ceva așa cu un cosoroc, da, nu? Da, un cosoroc. Nu, lasă că îl gândim și o să-l facem. Ce urmează să facem ca să finalizăm frisbee-ul? Să le fim! Așa între, da? Da. Ana, ce-am folosit eu aici de amnipit cele două farfurii? Silicon la cald. Da. Și la rece există și la rece? Gata! Avem? Acolo ăla e, bravo! Super, vrei să-ți lipești pe aia? Da. Hai! Da. Și eu am să arate bine. Da? Și eu cred. Așa, să o ajut și pe Ana. După care ieșim pe câmp și jucăm frisbee! Gata! Gata! Ce ziceți, fetelor? Le arătăm și urmăritorilor noștri cum arată frisbee-ul nostru? Da! Ok! Fața și altă față! Da! Acesta a fost proiectul nostru de astăzi. Noi ne-am distrat. V-ați distrat, fetelor? Da! Deci v-a plăcut! Sperăm ca și voi să vă distrați împreună cu copiii voștri și vrem să vă spunem că o să aveți link-uri către toate produsele pe care noi le-am folosit astăzi aici. Le dăm link-urile? Da. Ca ei să folosească aceleași produse. Da. Da, perfect. Până la episodul următor ne puteți urmări pe Pinterest, Facebook, Instagram și YouTube căutând Dacoar. Până data viitoare, nu uita! Creează cu Dacoar!